Inaugurăm o probă. O întrecere. O întrecere în care fetele vor fi puse foarte mult în valoare ca și talent la desen, dar... O probă competițională grafică. Da. Da. Dar să nu uităm că accesoriul pe care îl vor folosi de asemenea le va pune în valoare. Hey, instrumentul, Dani. Și le-a rugat pe fete să-și facă o fotografie așa sau să ia acasă ochelarii cu marker. Unde ați găsit ăștia, mă? Și de câte ori nu le convine o cazare unde a găsit omul, cizbelul, da, săracul, s-a chinuit din puținul lui, din ce a strâns, ce a agonisit de-a lungul anului și el zice, uite, am găsit la 5 tere, de exemplu, dar na, nu e chiar luxul, lux. 84 de metri pătrați suprafața camerei. Am găsit la 53, dar uite ce mișto e, știi? Era Milano. Și ea, crescută în Dorobanți, când are focul ăsta să zică, acolo nici moartă nu mă duci. E, să-și imagineze că își pune acești ochelari pe nas și face nazuri. Să văd dacă... Nazuri. Mamă, unde m-ai ocolit? Am trecut prin idei, m-am întors în scheamă. Zici că eram turul Franței, la mama zmeină. Nu mă cheamă, eu v-am zis, pe mine nu de frumos m-au chemat la Antena 1. Deci, m-au chemat pentru că am trei rânduri de... Teodor e pe fir cu noi și abia aștept să le pun în valoare pe fetele noastre. Togeruț. Salut, bună dimineața. Togeruț. Bună dimineața, bună dimineața. Salut de la Neața, de la Angez. Unde te-am nimerit cu telefonul? În pat. Sunt în Argeș, la Bunin, în Pitești. Perfect, dar ești în zonă, deci ai ajunge în august la Summerwell. Da, locuiesc în București, da. Două bilete pentru tine, pentru toate cele trei zile. De fapt le zice și abonamente. Abia aștept. Ai avea cu cine să mergi sau ar trebui să începi un casting? Că la 20 ceva de ani am cu cine să merg. Urmează să plec din țară pe o perioadă neterminată și vreau să ies cu toți prietenii la Summerwell, că nu știu când o să-i mai văd. Nu, unde te duci? Inime. În expediție, în Antarctica. Măi, da, mai cald. La mai cald. Te duci cu școala sau cu munca? Munca. Bun. Îți ținem pumnii. În ce domeniu? Lucrez în antifraudă la un fintech. Va trebui să stăm de vorbă. Bă, îți ținem pumnii și da, să te duci la mai bine, știi cum se zice. Dar hai să mă ocup eu de vara ta, poate îți fac rost de bilete la Summerwell. Bă, suntem ca la Insula Iubirii. Am ispitele și aici mă refer la Răzvan și Florin. Păi, e de bine sau tatuaj, de... Da? Tatuaj. Guapa! Ola! Serioa che! Guapa! Florin, guapita! 3-4 limbi străine! Miau, miau! Wow, wow, wow! Cei care nu s-au conectat însă la, încă la Insula Iubirii, să știți că deja din primul episod s-a reușit ce nu s-a reușit în anii trecuți, nici din al treilea. Deci avem cuvintele de anul ăsta, avem terminologia, da, avem propriul dicționar, da, și avem deja 2-3 scăpări. Bun, deci avem ispitele. Mulțumim. Teodor, poți juca în echipa Răzvan sau în echipa Florin Ristei? Cu cine ai vrea să joci? O să aleg Ristei. Ristei, team. Salut, bun, mulțumesc, da, de încredere. Florin și Răzvan. Ce să zic, are încredere în tine un tip de la antifraudă. Nu m-aș lăuda cu asta. Nu m-aș lăuda cu... E rău să ai pile acolo. Bun, dacă Florin își dă seama mai repede de desenul făcut de fetele noastre cu nasul, înseamnă că ai câștigat premiul. Bun, de partea cealaltă avem artiștii. Oh! Cine are această pasiune sau acest hobby? Sau cine a desenat bine în general, în liceu? Cu nasul? Niciodată. Nu, Răzvane, în general. Adina desenează ochii. Okay. Unde, da, ai văzut tu cum, da, desenează Adina? Am mai făcut cu ea jocuri. Da? Trecutul nostru... Spare multe. Am mai jucat chestii. Mai deci v-ați mai jucat și am văzut că mai desenezi. Dani, ne-am mai jucat. Am înțeles. Cătălina, ești un bun desenator, mediu desenator. Slab. Prost desenator. Un prost desenator. Asta ne va ajuta în jocul. Diana,
Da. Punguța cu doi bani, ce ai desenat cu David ultima oară? În toată copilăria mea mi-a făcut toate desenele mama, asta explică tot, așa că eu nu l-am putut ajuta pe David. Și David la școală avea numai 4 la desen. De ce motiv? Deci el nu e foarte strălucit, așa că nu. Cu Dumnezeu înainte. Ați văzut unul de bătrân strângându-mi așa la urechi? Am aminte de gluma aia de pe TikTok cu mami, mami, mami. Eu când vă zic că eu râde de ce și-am ce aminte, voi nu? Zi-o, mami, mami. Yeah. Mi-a zis problema de matematică că sunt tot mai prost la matematică. Și mami zice, atunci ar fi ca să nu-ți mai fac eu temele. Bun. Hai să vedem. Atenție. Eu vă arăt câte un cuvânt. Băieții nu pot vedea cuvântul. Cuvântul, evident, definește un obiect, deci este un substantiv. Va trebui să desenați în 30 de secunde acel obiect pe tablița din față, transparentă. Toate desenează același obiect? Toate desenează același obiect, deci vă puteți uita unde vreți. Important este să-mi spuneți mai repede, dar după ce ați dat în ciupercuță, ce credeți că desenează fetele? Din după pandemie ce ați dat în ciupercuță, aveam doi invitați 4 ore. După ce ați dat în ciupercuță și îmi spuneți ce credeți, pentru 10 secunde nu mai aveți voie să dați în ciupercuță, poate doar colegul să dea să în răspund, ciupercuță. Să răspund, am înțeles. Deci, vă bloc. Adică, da. Și-s bancul? Nu, mulțumesc. Nu zi niciun. Voi doi nu ziceți niciun. Hai să facem o probă. Haide. O probă. Hai să vedem care este. Atât de obosit, uite-te pe canapea că văd dublu. Primul obiect pe care trebuie să-l desenze fetele este... Asta-i probă? Probă. Asta-i de probă. E probă. Hai să vedem. Cum se desenează? Probă. Păi nu se uscă mai... Vază! E un singur cuvânt? O vază. E un singur cuvânt? Nu pot să zic ce cred că e. A, o pară! Pară, Florin, păi foarte bine! Păi a zis de două, a zis vază. Dați-mi astea, vă rog. E de probă, Răzvan. Hai să vedem. A fost pune de probă. La dia... Doamne. Mamă, e băsteți foarte bună Adina și Cătălina. Da, chiar la Diana ce are? La Diana e mai lunguiță așa. Diana. Diana. E pară Williams, da, care e problema? Adina, da, părul. Păr. Adina și Cătălina aveau frunzele ele, care e problema? Da, mai apucat. Uite, părul. A, Cătălina e fetiță, clar. Bun, cu o rugăminte. Da. Diana, da. Orice cuvânt mai apare, nu mai desena din amintiri. Bun. Hai, vă rog să vă curățați. Dani. Vă rog să vă curățați cu burețelul, tablița și ne pregătim. Bă, asta nu s-a pus. Da, vezi că ăsta a zis odată... A fost de vază, a zis vază. Ideea e că e un singur cuvânt? Da. Adică un obiect? Uite-mă, n-am mai toate văzut, pară Williams. Bun! Toate fetele desenează același obiect? Toate fetele desenează foarte bine. Acum îți dai seama, după proba asta nu se mai uită nimeni la Diana. Hai să vedem, încercăm trei cuvinte, jucăm două din trei. Primul cuvânt, 30 de secunde, să desenați o sau un. Hai să vedem. Hai de capul meu. E greu, vă spun că este greu. 30 de secunde, da? Am dat primul. Cine a dat primul? Eu. Ce crezi că este, Florin? Ochelari. Ochelari nu ce e. Ce prost sunt. Răzvan. Costum de baie. Costum de baie. Vă rog să vă puneți la nume. Costum de baie. Adina, să desenați mai mic, Cătălina și Adina, dacă puteți un pic mai mic. Era miniatură. La locul că am nevoie de acest cadru să intre în discuție. Deci iată, Diana, ce înseamnă să ai și o vârstă. Costumul e mare. Slim rusești de intră în cizmă. Să nu-ți fie rușine cu fitul la mare. Mai porți ațul. Te împiedică la alergare. Adina, o camar de... Soarele. Cât ai? 1,80 și... 80. 1,80? 1,78. 1,78, iată, se vede. Un bikini din aia. Ce să slim. Mai... Păstaie. Zici că iață dentară, dar... Și la Cătălina cineva râde mai mult decât... Bun, vă rog să vă curățați astea. Răzvan, un punct. Da, drag. Ce zici așa surprins? Măi, băiatule. M-au păcălit ochelarii la Cătălina. Și știi că și eu, dacă mă lăsai, și eu ziceam tot benocle. Ochelarii acolo? Nu vă mai grăbiți, băieți. Bun, ați făcut curățenie? Da. Hai să vedem al doilea cuvânt și 30 de secunde pentru punctul 2. Avem de desenat... Ia o...
Oh, oh, haideți! Iar... Hai să vedem. Eu! Zi, ce zi. Florin, ce crezi că este? O rățușcă pe apă. O rățușcă pe apă, nu? A, nu? 10 secunde, ești blocat. Adina, ține un pic mai jos. Dinozaur. Un dinozaur! Vă rog să vă puneți astea. Băi, Diana, bă, Diana. Ce e la Diana? Mamă, uitați-vă la Adina! Cătălina... Mamă, păi urma să... Băi, Diana! S-a topit! Diana, tot la pară a rămas. Ce scuze pentru Diana. La pară. I-a făcut covrigul lui T-Rex. Adina desenează chiar bine. Am apucat. Adina desenează bine, dar haideți... Cătălina... Hai împreună. Cătălina, haide împreună să discutăm. Pasărea Dodo! Eu nu mai am eu! Ce e? Ce fel de dinozaur? O rață! Ce? Ce? Eu am crezut că e lebădă. Pterodactil? E cățel. Pterodactil cu gâlci. Dar ce are în gură? Nu știu. Are dinții. Ah, ah, okay, dinții. Acum are sens. Da. Și are, are cioc cu dinți, pare logic. Are. Și picioare de oaie. Și Diana ce a vrut să însemne? Am puneam cocoașe. Hai că la Diana chiar e. Oh, Diana, ia, unde venea cocoașa? Că sunt foarte curios. Aici. Ștergeți, ștergeți. Unde venea cocoașa? Aici. Ultima, ultima, hai. Ultima, deși... Hai să vă dau două, dublu sau nimic, da? Dublu sau nimic. Dublu sau nimic. Să-i dăm o șansă lui Teodor. Eu n-aș vrea în niciun fel să suportă cineva de la antifraudă. Nu, e la antifraudă într-un domeniu fintech, adică nu crează pentru statul român. A zis omul, trebuie să vină pleacă, companie. Acum. Da. Dar de unde crezi că pleacă? Dar nu, lasă, are 23 de ani. Ăștia n-au mamă, n-au tata, am înțeles că hâști, te taie direct. Da. Și nu mai există avertisment. Bun, dublu sau nimic jucăm. Ultimul cuvânt, mai e, mult de, ce? De dragul fetelor care se uită în cruci când desenează. O să vedeți acasă imagine. Hai să vedem. Așa e. Hai să vedem. Aveți de desen. Dublu sau nimic, atenție. Deci vreau să-l facem pe ăsta dacă la Florinia... toate emisiunile de la de la terme. La terme, asta ne trebuie, să și transpirăm. Uitați-vă, vreau să uitați la Cătălina. Cătălina, nu te opriți. Ce zi, Florin? Păpădie. O păpădie! Dublu la Diana mi-am dat seama. A, da, Dumnezeu. Eram foarte aproape să zic floarea soarelui la Adina. Foarte bine. Ai făcut soarele la în jur. De ce ai făcut punctele la în jurul ei? Păi că zboară. Păi da, na. Se dezintegrează. E corect, e suflată. A, aici Adina. Puneam mamă, și Cătălina, eu acum. Ce desenează Cătălina, mamă. Wow. Bun, am câteva vești bune zici pentru că e voi. Coronavirus, așa. Cea mai bună veste este că la scorul de 2-2 Teodor câștigă invitațiile la Samuel. Este regula emisiunii. Am fost și ne luăm de pe cap, da. Da. Să se ducă întreaga lui. O altă veste bună este că Adina desenează mai bine decât credea ea. Și Cătălina, pentru tine am o veste. Băi, noi când ne-am angajat în București am desenat o oaie și un copac. Eu cred că nu treceai de testul la psihologie. Păi are, știi păi, testul, nu? Era cu nasul. Știi... Păi nu ne-au zis cu ce ești... Noi ne-am apucat, ce râs, Baurică? Că ești tu ai desenat. Nu de ce ești... Testul psihologic este cu copacul. Mitișoare, tu ai desenat când elefantul te... Elefantul nu e oaie. Știe orice om. Stai, mă, stai. Ce? Elefant trebuia să desenăm? Da. Tu ai desenat. Ți-ai și tu oaie, nu? Da. Eu mai am o problemă, că la ăla bot de iepure eu zic tot bot de oaie. Cred că eu am o problemă cu mioara. Mulțumim, fetelor, dacă vreți să păstrați ochelarii, vi lăsăm și în vacanță. Poate vreți împreună cu partenerii voștri de vacanță să vă mai distrați. Pe geamul de la duș. Da! Cătălina, ai grijă, te rog, că te-ai vopsit toată. Să-l pui să-ți scrie... S-a umplut de aluniți! Dacă n-ai markerul, să-l pui să scrie cu nasul te iubesc. Între omoplați. Cum în nisip? Între omoplați. Între omoplați să scrie te iubesc. Dar să scrie invers ca Federer. Ce să-mi scrie în față? Acum 10 ani jucam jocul ăsta cu nasul la neață. Acum jucăm cu markere. Mulțumim! Unde credeți că este Dud?